secție renovată în 2007. În 2008 și-am câștigat un spital, am câștigat un proiect de la Guvernul Japoniei. Deci am instalat generator de oxigen și generator de aer medical, renovat sistemă de oxigenare. În spitalul din Briceni, cu o capacitate de 170 de paturi, se tratează 4 persoane infectate cu coronavirus. În total, în raion, 18 persoane s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar 2 pacienți au decedat. Președintele Igor Dodon le-a mulțumit medicilor pentru efortul depus și i-a informat despre decizia conducerii țării de a le dubla salariile. Mi-am pus ca scop să meargă în toate spitalele din Republica Moldova. În primul rând să văd care e situația, cum sunteți echipați, cum sunteți pregătiți, dar în același timp să mergi cu un mesaj de mulțumire și de susținere. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru activitatea dumneavoastră, nu doar pe timpul pandemiei ultimele 2 luni jumate, dar pe parcursul ultimilor ani. Igor Dodon a înmânat și diplome de onoare unui grup de medici. Potrivit directorului Spitalului Raional Briceni, Claudia Veltman, Igor Dodon este primul șef de stat care a vizitat această instituție medicală. Și permiteți din partea dumneavoastră și din partea mea personală să exprim gratitudinea președintelui țării pentru proclamarea anului 2020, anul lucrătorului medical. Vă mulțumim foarte mult! În cadrul altei vizite, președintele Igor Dodon s-a familiarizat cu activitatea a 2 întreprinderi agroindustriale importante din Briceni. Președintele a dat asigurări că autoritățile centrale acordă o atenție sporită dezvoltării tuturor raioanelor țării, inclusiv întreprinderilor agricole.